Shalom, bine v-am regăsit. Ne aflăm chiar înainte de sărbătoarea de Sucot. Iar pentru sărbătoarea de Sucot, desigur, avem poate mai multe lucruri de pregătit decât pentru alte sărbători, cum ar fi sucaua, de împodobit, de aranjat, acest cort, dar o parte principală care e esențială și care reprezintă mitzvaua de a scutura cele patru elemente, avem de Sucot. Avem în diferite părți din rugăciune, în principal la Halel și la Hoșanot. Iar acum, dacă am atenția dumneavoastră, puteți aici observa cele patru elemente. Iar în acest videoleț, intenția noastră este de a ne uita puțin cum le legăm, cum le punem împreună și cum facem ca acest buchet să fie unul și să fie propice pentru sărbătoarea de Sucot. Avem elementul principal, care este lulav, care este o ramură de palmier. Apoi avem hatas, cele trei ramuri de mirt, hatas. După care avem cele două ramuri de sarcie. Avem etrogul, bineînțeles, care vine în cutie. O să vorbim despre el, cum se poate vedea. Și este un obicei, hai să spunem așa, acest coșuleț. Se poate folosi și fără acest coșuleț, dar o să vedem că este mult mai practic. Acum, cele trei elemente se pregătesc, se pun în acest coșuleț, iar acum voi arăta cum să facem acest lucru. Înainte de a începe să punem împreună toate cele trei elemente, trebuie să știm că hadas vor reveni în coșuleț, în partea dreaptă, și după cum vedem, un coșuleț are o parte mai înaltă decât cealaltă. Aici trebuie să vină hadas. În mijloc, între, aici va intra ramura de lulav, iar în partea cealaltă vom avea arabat. Înainte să începem să le punem, vedem că lulavul e format din ramura aceasta de lulav, e formată din numai multe bucăți. Cum obișnuim este să rupem două sau trei din lulav. E frumos, nu avem nevoie de cuțit, nu avem nevoie de nimic. Să rup două sau trei. Iar din acestea o să facem nodurile care le leagă pe toate împreună. Acum, fiecare frunză, să spunem așa, sau părticică din frunză care am rupt-o, se mai rupe la rândul ei în două. Așadar, o să avem din două bucăți care le-am rupt, de fapt, o să ajungem să avem patru bucăți, care ne sunt mai mult decât suficiente pentru a face cele patru noduri pe care vom lega cele trei ramuri. Acum, pentru a face nodul, luăm o șcânțuliță și undeva cam aici îi facem așa, îndoim în jos. Da? Asta este primul pas. După care dăm încă o dată la stânga, 90 de grade și încă o dată. Așa. După care, partea de jos trebuie să o dăm de jur împrejur, ca să formăm baza modului. Și atunci dăm o dată, de două ori și de trei ori. De trei ori este de ajuns, să aveți grijă să țineți că dacă le lăsăm, se vor desface. În momentul în care am făcut acest lucru, luăm partea lângă, iar aici s-a format un buzunar. Și atunci luăm vârful și dăm dintr-o parte spre cealaltă, și introducem aici în acest buzunar creat și trebuie să-l închidem până la capăt. Tragem până la capăt și astfel avem primul nod pentru a susține lulavul. Am să mai repet asta încă de două ori. Aici 40 de grade, apoi o dată de două ori. Apoi, în sus de trei ori, 1, 2, a treia, buzunarul avem aici creat, luăm partea lungă, punem pe aici prin spate,
și îl introducem în buzunar, tragem până la capăt și așadar avem al doilea. În jos, stânga de două ori, parte lungă o dată, de două ori, de trei ori, luăm partea lungă, o introducem în buzunar, tragem până la capăt să se formeze nul. Iar acum ultimul. În funcție de cât de lung este lulavul, o să putem aprecia dacă avem nevoie de 3 noduri sau de 4 noduri. Partea lungă, o introducem în buzunar. Și odată ajungi la acest pas, am reușit să securizăm aceste noduri. Nodurile arată așa, e ca și un element la 90 de grade, iar aici avem un buzunar, dacă se poate vedea, și acest buzunar îl vom folosi pentru a face aceste ineme. Iar acest inel se poate strânge sau se poate destrânge în funcție de grosimea buchetului sau împreună cu toate elementele. Așa ar trebui să arate un inel. Iar acum să trecem la partea de asamblare. Avem, luăm lulavul. Lulavul vine aici, în mijloc, cu partea verde încoace, nu cu partea mată, cu partea aceasta spre noi. Perfect. Scoatem aravoturile din ambalajul lor care vin. Vin în acest ambalaj tocmai pentru a le păstra mireasma și pentru a le păstra prospețimea, să nu se usuce. Aceste trei, după cum am spus, punem în coșuleț. Coșuletul trebuie deschis, avem grijă să nu rupem în momentul în care introducem frunzele de pe aceste ramuri. Vin aici, le introducem frumos. Așa. Acum această parte este făcută. Iar apoi vin celelalte două ramuri de arapa, de sarge. Tot așa, deschidem coșulețul. Și aici punem cele două ramuri de arapa. Câteodată e nevoie de mai multă îndemânare, câteodată merge mai bine, în funcție de coșurile pe care le avem, în funcție de ramurile care le folosim. De obicei, ramurile de salcie sunt cele care se usucă cel mai repede. Dar asta nu este o problemă așa de mare, pentru că în România avem destul de multe salcie, se găsesc ușor. Cele de alte două elemente, lulavul și hadas, de obicei rezistă pe întreaga, pe durata întregii sărbători și nu avem această problemă. Acum, în cazul în care să spunem că nu mai știm cum să facem nodul sau poate au căzut sau indiferent, se pot folosi și așa. Nodul nu este obligatoriu, dar este mult mai de folos. Ne ajută să le ținem împreună și să nu le pierdem. Acum că avem cele trei, o să vedem cum securizăm primul nod. Primul nod de obicei este cel mai important, pentru că este de fapt cel care le ține pe toate împreună. Cel mai bine este să punem partea mată pe această parte, unde vine perfect. Și atunci, luăm de jur împrejur
Și aici avem buzunarelul de care v-am povestit. Vedeți? Și iasă pe aici frumos. În momentul de față îl avem legat. Așa ar trebui să arate. Acum, desigur, acesta trebuie strâns până la densitatea dorită, necesară, și apoi trebuie securizat. Dacă l-am lăsat așa, el se desface înapoi. Nu se desface total, dar nu ne ajută atâta timp cât nu este fixat. Așadar, îl fixăm cât de strâns este necesar. Și acum sunt două opțiuni. Dacă această parte ar fi mult mai lungă, dacă lulavul era mai lung din ramurile care le-am piteat, am putut foarte ușor să dăm până aici. Și așa putem, dar e poate puțin la limită. O altă variantă este, cum ar fi în cazul acesta, este să mai facem încă o buclă. Punem înapoi prin buzunar, dar să avem grijă să-l punem peste partea care am pus-o înainte. Și atunci strângem de el până când ajunge la capăt. Și așa avem primul loc. Acest pas mai poate fi repetat la nevoie. Dar e nevoie de atenție să reușim să trecem printre celelalte bucle. Iar așadar, cum este securizat. Tot așa o să continuăm mai sus cu încă unul sau două, dar de data aceasta cu inelul nu o să prindem și celelalte două, ci să prindem doar ramurile lulavului. Tot așa, recomand să fie pus pe partea din spate, pentru că aici este plat. Și atunci nodul acesta care l-am făcut noi vine foarte bine pe trunchiul lulavului. Și atunci facem același lucru, repetăm, dăm de jur împrejur, doar față de lulav. Trecem prin acel buzunăraș pe care l-am creat și tot așa strângem până la partea dorită. Acest pas se repete până când folosim marea majoritate a frunzei de lulav. Când am reușit să ajungem la final, ori poate fi lăsat așa, e la aprecierea celui care folosește, ori putem face încă o buclă pentru a securiza și a face din acest inel un nod stabil. Cu asta am terminat și al doilea nod. Și așa arată. Și la nevoie se mai poate pune încă un nod. Recomand tot de parte plată. Așa. Dăm de jur împrejur, trecem prin buzunar, mai dăm încă o dată, ajuns aici, securizăm nodul. Și această parte este încheiată. Avem așadar trei inele, unul cel care securizează. La nevoie, dacă e mai lung coșulețe sau așa, se pot pune și două aici. Sunt ceva, hai să spunem așa, semnificații cabalistice, câte inele, ce și cum, dar nu intrăm în astfel detalii, fiecare prezentând anumite lume sau așa mai departe. Scopul nostru când facem acest lucru trebuie să fie cel practic și anume de a ne ajuta să ținem cele trei specii împreună. Important este să nu continuăm cu inelele până sus, pentru că mitvaua, o să vedem în filmul următor, este de a scutura lulavul. Și lulavul trebuie să scuture de aici unde se deschide ramura de palmier. Acesta a fost.